marginea Chișinăului, ieșirea spre nord, spre Orhei. Zona de locuit, aici sunt terenuri private. Se fac case mari, palate, cartier de boieri. Dar văd aici pe lângă Cornuț și interzisa ambrozie, care în lunile august și septembrie fac suferințe alergice pentru mii și zeci de mii de oameni și de asta a fost interzisă prin lege. Dar cum nu intervine primăria să-și curețe spațiile verzi de ambrozie, așa iată nici privații. Își pavează gardurile cu piatră scumpă, dar de ambrozie n-au grijă, dacă nu suferă ei personal, de ceilalți suferinți din bătaia vântului n-au grijă. Mai degrabă cotizează la biserică, la mănăstire, spun bine pe lângă Bojica. Dar ce spune știința, ce spune legea, puțin îi interesează. Iată, au investit milioane în palatul ăsta al sportului de la Stăuceni. Dar de ambrozie nu prea au grijă. Nici autoritățile, nici oamenii de rând. Și uite așa o ducem între lux și mizerie, între suferință și ilegalitate, spre un viitor incert, tumultuos. Strada Loteanu. Și aici tot așa. Ambrozie câte vrei. Și nu numai ambrozie. Bine, dar celelalte plante nu sunt periculoase. Chiar din contra, produc măcar oxigen. Dar aici poftim. Splendida, nesuferită ambrozie. Asta chiar produce polen. Sau se producă de grabă.